Salut, ce bine v-am regăsit în acest filmuleț. Am venit să mai reciclăm din lucruri, de fapt să le sortăm aici, să le aruncăm. Că foarte important e atunci când te muți, să îți sortezi lucrurile înainte să începi să împachetezi și să scapi de tot ce nu-ți trebuie, pentru că altfel le cari degeaba. Asta facem și noi acum, astfel încât să avem cât mai puțin bagaj, cât mai puține lucruri de împachetat și, bineînțeles, de cărat. Că asta contează, să nu cari foarte, foarte mult. Și l-avem și pe Felix acolo. Felix care încă nu doarme, dar probabil în curând o să facă nănică. Cucuc. Bau. Bau. Ce faceți, domnule chirurg? Am operat niște haine. Ai operat niște haine. Dar o mai gol e și aici, că era plin. Avem și cu tractorul. Da, pe le... Le golesc și ei, nu le las așa 10 milioane. Uite aici, covoare. Cred că v-am mai spus eu așa, că se sortează gunoiul foarte, foarte bine. Și în cazul în care nu știi tu ce, unde trebuie să arunci, sunt oameni pe care poți să-i întrebi. Le spui, uite, vreau să arunc asta, unde se potrivește cel mai bine, pentru că sunt unele chestii care nu prea se potrivesc nicăieri sau se potrivesc în mai multe locuri. Și atunci îi spun, uite, asta arunci acolo, asta arunci acolo, adică e totul foarte fain și foarte bine organizat ca să arunci. De exemplu, aici în fața mea e o din asta, cum se numește, un container, acolo, da, așa. E un container unde sunt doar frigidere. Nu unde se arunca doar frigidere. Am lăsat lucrurile de aruncat și am mâncat un pic. Acum deja a trecut timpul și trebuie să luăm coplașii, că am intrat și puțin la cumpărături. Și am fost în acțiune să-mi iau niște cutii ca să mai împachetez niște hăinuțe. Și așa, din experiența mea, cel mai bine se mențin în niște cutiuțe de plastic pe care pot să le și pun așa unele peste altele și văd mai bine și ce e înăuntru, și când caut ceva mi-e mult mai ușor să găsesc decât așa în saci sau cum am mai avut. Bine, și tot din acțion urmăresc de fiecare dată când merg pe acolo body-uri, pentru că sunt așa niște body-uri frumoase și de foarte, foarte, foarte bună calitate. Sunt din bumbac organic și sunt foarte faine la atingere și se mențin faine și la spălat și sunt super. Mie îmi plac astea așa fără mânecă pentru copilași și acum tot căutam pentru Felix 86-92, pentru că 74-80 deja sunt micuțe, am o grămadă, dar deja sunt cam mici. Și mereu urmăream 86-92 și sunt și puțin elastice, sunt foarte faine. Și pe două body-uri am dat mai puțin de 3 euro, 2,91 euro, parcă, acum de când s-a recalculat TVA-ul, pentru că în Germania a scăzut TVA-ul cu 3% până la sfârșitul anului. Am impresia că de la 1 iulie până la 31 decembrie a scăzut TVA-ul cu 3% și atunci toate prețurile se recalculează, că înainte am impresia că era 2,99 parcă, sau 3,19, ori 2,99, ori 3,19, ori nu știu ceva pe acolo, dar acum am luat cu 2,91 două baduri și am luat 4, că doar astea 4 erau, că dacă erau mai luam mai multe și din păcate doar până la mărimea 92, deci mai departe, de mai sus de 92 nu mai găsesc, dar oricum sunt așa de calitate și mărimea 50, 56, 62, 68, 74, 80 și 86-92. Asta așa, dacă căutați niște body-uri, astea sunt foarte, foarte faine. Din tot ce am cumpărat eu de peste tot, și de la H&M și de peste tot, deci astea îmi plac cel și cel mai mult.
Da, așa, am trâncănit, am făcut reclamă, dar nu m-a plătit nimeni, dar chiar îmi plac foarte mult aceste body-uri și mereu le urmăresc. Și de ceva timp, încoace peste tot văd numai Felix scris, nu știu, deci peste, nu știu cum am trecut, acolo era un panou, scria Felix. Astăzi când am fost să aruncăm lucrurile, era o mașină, o dubiță sau nu dubiță, o din asta, cred că un caddy era sau ceva, o mașinuță din aia mai mică, tot așa scria mare Felix pe ea. Dacă ai contact cu un lucru, după aia ți sare. Da, vă țiese în evidență. Probabil lucrurile astea erau acolo și până acum, dar... Dar dacă n-aveam noi un Felix... Nu erau așa de interesante, nu ne săreau în ochi. Da, și... Să luăm copilașii și să vedem în ce stare sunt, dacă trebuie să îi băgăm la o spălare rapidă. Să mănânce, să se odihnească un pic și după aia astăzi avem așa în plan un fel de excursie de familie. O să mergem așa în familie extinsă, puțin la plimbare și cu copilașii. Deși vremea nu e chiar cea mai frumoasă, dar nici nu ne așteptăm să mai prindem vreme frumoasă, așa că profităm măcar de zilele în care nu plouă. Că cred că asta o să fie maximul ce primim perioada asta, pentru că soare, nu știu dacă o să mai vedem. Oricum, e o temperatură plăcută. E temperatură plăcută, bine, tu ești doar așa în plovuri, eu mi-am luat și geacă, că na, eu sunt un pic mai friguroasă. Și apropo de geacă, că mi-a comentat acolo cineva că am luat pijamalele alea și am luat S. Și mi-a spus că pot să caut la copii. Să știți că eu mă mai uit și la copii, de exemplu, geaca asta e luată de la copii. Era aceeași geacă și la haine de damă. Și S-ul era foarte mare pentru mine și mai mică nu era. Și lângă erau hăinuțele de copii. Și asta am impresia că scrie în spate 164 de centimetri sau ceva de genul ăsta. Am probat-o, numai bine mi-a venit. Și practic era aceeași geacă, doar foarte puțin era asta mai mică decât aia S. Și la preț era cred că mai ieftină asta cu vreo 10 euro. Așa că se merită să, dacă sunteți mai mici, să căutați haine pe la raionul de copii, că mai cumpăr și eu de acolo haine. Îmi vin mai bine uneori decât celelalte. Uite ce v-a trimis mamaie din România. Un cofrag de ouă Kinder. Arată ca o casă spart. Da, numai că sunt toate pink, dar să nu-i spui lui Daniel. Ce? De ce să vei spun? Păi ca să nu se supere, oricum el nu-și dă seama. Să vedem, probabil să fie... Să vedem ce jucării sunt înăuntru. Poate nu sunt toate jucăriile de fetițe. Ia, hai să mergem să le desfaceți. Și pe astea le pune mami bine în cămară. Nu zic ce e în... Ține aia. Lipiciulă sau lipi de ouă? Da, hai, mergem sus. Mulțumim, mama, e pentru ouă. Ai zis și tu mulțumim, mamaie? Mulțumim, Cnaia, de și multe ochi. Și trimiți și un pupic? Hai să mergem sus la... Hai să mergem sus la băieți. Ia să vedem unde să mai punem, că atâtea sunt în cămara asta. O grămadă de lucruri, sincer, ar cam trebui să fac ordine, așa o curățenie de toamnă mai peste tot, dar... Abia aștept să ne mutăm și nu mai fac nimic. O să facem cu mutare odată. Nu mai am chef să le mai aranjez încă o dată, că... Dă-i, da. Daniel, vei? Uite ce n-a trimis mama. Da, normal că poți zici că n-a trimis mama el. Uite ce n-a trimis. Astea sunt ouă din România. De la mamaie. Da, scrie ce scrie aici. Kinder Surprise, mă gândesc să-i surpriză. Oh, și așa mare e puzzle-ul. Da. Sincer, mă gândeam că e ceva mai micuț. A primit Daniel un puzzle de la Playmobil. Nu, cu... bebe, nu pot un bebe. Nu poți să faci nimic de bebe. Și e chiar foarte bine. Oricum, cartonul e cam subțire, așa e... Ce te aștepți la Felix, știi că le rită. Aici nici nu sunt asta. Nu-i voie. Ce e asta? Felix,
Tu mai ai un pic de chioscot până să faci tu puzzle. Până să faci tu puzzle. Uf. Ia să vedem ce ia fetiță de pantaloni. E din PlayStation. Uite, asta cred că e rochia. Trebuie să o pui așa. Ce ai tu? Ai găsit o mașină! Wow! Deci de nu cum sunt doar jucării de băieți, de fetițe. Dar sunt și pentru băieți, dacă ești jucăria pentru voi și ciocolata pentru mame și tati, nu? Cine l-a primit? Mama e, putem să mâncăm și noi câte un ou Kinder de acolo? De voi, mama e, să mâncăm și noi? Trebuie să bagi acolo, în gurica asta. Așa, și să-i pui... Capul? Da. Capul ăsta acolo, vezi unde intră, în gaură. Suntem toți în mașină, pregătiți de plimbare. Copilașii probabil o să adoarmă în curând, pentru că am cam sărit peste somnul de prânz. Dar am plecat deja, cred că de vreo jumătate de oră de acasă. Și abia am reușit să ieșim pe autostradă, că nici n-am plecat bine, n-am ieșit bine din sat și a fost acolo un accident foarte, foarte urât. De au venit mai multe ambulanțe, mașini de pompieri, helicopter. A fost destul de rău. Dacă eram noi cu 5 mașini mai în față sau așa, eram noi acolo, dar mulțumim lui Dumnezeu că of, cât de multe ne gândim oare de ce întârziem. Nici nu știm de câte lucruri ne păzește Dumnezeu atunci când întârziem. Așa și pe aia a trebuit, pentru că s-au blocat acolo, nu mai puteai să treci. Era chiar înainte de intersecție și apoi a trebuit să se întoarcă Florin și na, el se mai descurcă așa, se orientează repede și am luat-o pe un drum de câmp. Bine, drum de câmp care oricum e asfaltat și doar că e mai îngust, atâta tot. În rest poți să mergi bine, mersi și pe acolo și numai bine am reușit să trecem de partea cu accidentul. Că ne-am uitat acolo, nu știu de ce, că practic accidentul era dincolo de intersecție, de unde noi trebuia să facem dreapta, dar nu înțeleg de ce s-a blocat și acolo. E posibil să fi trecut așa cum de că era motocicleta acolo și l-a lovit ăsta cu mașina și l-a oprit în față, de-a blocat intersecția în partea asta. Deci e posibil, dar să nu se poată face dreapta. Da, și trebuia să rămână acolo pentru că era cu victimă, nu putea să puște mașina. Da, nici nu vedeam așa mare lucru în față pentru că erau deja vreo 4-5 mașini oprite în fața noastră și era și o dubă și na, nu se vedea așa mare lucru, dar oricum am văzut că deja veneau ambulanțe, erau două ambulanțe, două mașini de pompieri au venit, mașini de poliție, aterizat și elicopterul, adică sigur era ceva destul de grav. Pentru că noi când a avut Denisa accidentul, și am sunat, dar ne-a întrebat din start, e cineva rănit, să trimitem ambulanță, să trimitem, și am zis că nu e nevoie.
da. Păi du-te. Mă duc să iau sos iute. Soț. Soț iute. Pass auf, dann der Körper ist ja nicht gerade auf. Hör mal. Ah. Mă, că este foarte iute. Cred că vă aplaudă urechile dacă gustați asta. Zâmbiți la Adina și la Raluca. Copii, faceți de mână la Raluca și la Adina. Hai te filmează la planul statului de acolo. Dacă... Ia, hai să filmez planul statului, dacă tot i-a făcut reclamă Paul. Adina, unde-i căsuța ta? Aici suntem noi în Oroșel. Aici. Asta e bisericuța asta mare. Deci noi suntem aici, practic. Da, acolo aici. Este bisericuța aia mare. Da, deci aici suntem. Și eu... Cam... Undeva pe aici? Da, cred că pe acolo sau așa, pe aici asta. Nu pot să spun direct, trebuie să văd să citesc. Asta poate să citeze și, oameni care nu-i văd. Ah, da, e cu... scris și pentru foarte frumos, e făcut. Bine, acum noi suntem cu capul în jos, dar practic de acolo trebuie să te uiți la toate, că scrisul e invers. Dar oricum e foarte frumos. Deci noi suntem aici și biserica asta e aia de acolo, da, super. Da. Și noi am mâncat pe aici, pe undeva mai devreme am fost aici undeva. Am mâncat. Da, pe aici, pe undeva am mâncat. Hai să mergem. Da.